Virgil, un vis împlinit, debutul tău în Naționala de Seniori. Cum a fost perioada petrecută în tabăra tricolorilor? Da, normal, am fost foarte fericit pentru prima convocare la echipa de seniori. Sunt mândru că am putut să reprezint pentru prima oară țara la echipa mare. A fost un vis împlinit și sper că de acum încolo să bifez cât mai multe convocări și cât mai multe meciuri. Ești decis să lupți pentru un loc de titular? Normal, nu de asta m-am apucat de fotbal până la urmă, să ajung cât mai sus, să realizez cât mai multe și pentru că mi-am îndeplinit visul, primul vis de a fi convocat la echipa mare de a Naționalei, de acum încolo obiectivul meu e de a mă impune ca titular. Ai avut emoții în teren când ai jucat cu Liechtenstein? Este o oarecare emoție pentru primele minute în tricoul Naționalei. Este și normal că să ai emoții, indiferent cu cine joci și câte minute o faci. Și primul meci este de neuitat și este o emoție aparte. România a revenit în lupta pentru calificare după victoriile cu Islanda și Liechtenstein și remiza cu Macedonia de Nord. Cum vezi în continuare evoluția Naționalei? După aceste trei partide, eu chiar cred că avem șanse de a ne califica. Avem o echipă competitivă, o echipă tehnică, o echipă unită și cred că putem face față oricărui meci și cred că avem șanse destul de mari să ne calificăm dacă prestăm un joc bun și suntem cum am fost până acum. După revenirea de la Jocurile Olimpice, titular meci de meci la Farul, iar apariția ta a contat foarte mult, evoluați foarte bine în defensivă. Într-adevăr, am avut meciuri foarte bune făcute în campionat. Sperăm să continuăm pe acest drum. Am jucat, într-adevăr, de când am venit de la Olimpiadă și după accidentare, chiar am jucat, am bifat toate minutele în tricoul Farului. Sper să fac și până acum și să-mi ajut colegii și echipa cât de mult pot. Aveți cea mai bună apărare, doar 2 goluri primite în 7 etape. Sezonul trecut aveați 10 goluri primite. Cum ai caracterizat această schimbare? Ce pot să spun? Cred că ne-am maturizat puțin, am crescut și noi valoric. Avem o echipă foarte bună și sperăm să ținem tot așa, pentru că, cum am spus și mai devreme, suntem pe un drum bun și sperăm să ținem tot așa cât de mult putem. După startul foarte bun de campionat, chiar dacă ați întâlnit adversarii puternici, ar veni teoretic o serie de meciuri cu adversari mai facili. Ce vă propuneți în următoarele confruntări? Ca în fiecare meci ne propunem să luăm cele 3 puncte. Dacă prestăm un joc bun și pregătim meciul așa cum am făcut-o până acum, cu siguranță vom face meciuri foarte bune și pentru suporteri, dar și la rezultat, și sunt sigur că o să rămânem acolo sus în clasa mea. Primul examen va fi chiar luni pe teren propriu Plinceni, echipă de pe ultimul loc, dar care sezonul trecut a fost în play-off. Da, nu contează acum pe ce loc sunt cei de la Plinceni. Știu echipa foarte, foarte bine, am avut destule probleme cu ei anii trecuți. Sunt sigur că vor veni aici destul de motivați pentru a câștiga, pentru că, cum am spus, sunt pe ultimul loc și vor și să avanseze în clasament. Vom avea un meci foarte greu și trebuie să facem un joc foarte bun pentru a învinge. Tragerea la sorția șaselecțiunilor de finală v-a scos în cale un adversar puternic, Sepsii. Este bine că veți juca pe teren propriu? Normal, este un plus pentru noi, acum că și suporterii sunt în număr cât mai mare și au fost alături de noi. Sperăm să vină și la meciul din cupă și la oricare alt meci pe care îl vom juca acasă. Va fi un meci greu, dar cu ajutorul lor și cu o pregătire foarte bună vom trece cu greu peste el. Eu m-am abonat la canalul de YouTube Farul TV. Fă-o și tu!